Așa, stai să verificăm lista. Așa, deci ceapă am luat, ouă, ia vezi, pulpe, da, făină, zahăr. Așa, și am mai luat în transportul trecut restul, cașcaval, miez de nucă. Bună ziua, am venit cu piața, doamna Dumitru. Făina și pulpele. Ce că trebuie să mă mai dau? 60 de lei. Și pentru mine e un ajutor extraordinar. Pentru că sunt singură, bolnavă, nu pot să merg cu baston, pe scări și nu am pâine de o săptămână. Da. Au fost toate produsele la prima... Extra de calitate, nu mă luam niciodată. Mai bine. Deci această acțiune este adresată persoanelor vulnerabile aflate în dificultate, care nu pot părăsi domiciliul din diverse motive de sănătate, de care n-au vecini, rude să-i ajute. Noi venim în susținerea lor. Care sunt cele mai cerute produse? Zahăr, făină, carne, spirt. Câte persoane v-au sunat până acum? Destul de multe. Am avut o listă cu vreo 49 de persoane. Ne-am grupat pe echipe și am încercat să mergem cât mai repede în ajutorul lor.